Haideți atunci să începem. Bun găsit tuturor. Mie spune Sergiu Tofilat, alături de mine este colegul domnul Tudor Șoitu. Discutăm astăzi despre prioritățile și ce avem de gând să facem în cadrul mandatului de membru al Consiliului Moldova Gaz. Eu am fost desemnat recent în calitate de membru al Consiliului de observator al acestei întreprinderi și având în vedere faptul că cunoaștem problematica ce se petrece la Moldova Gaz, care au fost fraudele din trecut. Am fost implicați în elaborarea proiectului de sarcini pentru auditul datoriei la gaz. Acum avem posibilitatea și instrumentele ca să pornim anchetele și să pornim recuperarea banilor care au fost fraudați. Astăzi vrem să discutăm despre, mai în detaliu despre priorități. Am pregătit și un document cu principalele acțiuni și activități care vrem să le facem în cadrul întreprinderii. O să fac public acest document și pe pagina mea de Facebook. Trecem să discutăm despre principalele elemente pe care le-am punctat aici. Deci, întâi de toate, vrem să inițiem colaborarea cu organele de anchetă pentru a investiga fraudele și acțiunile ilegale care au prejudiciat întreprinderea Moldova Gaz, care au adus la acumularea datoriei la gaz, și asta ține de câteva cazuri pe care noi deja avem materiale. Începem de la cazul Crystal Flor, e vorba de un prejudiciu de 57 de milioane de lei. Este un act de control făcut, de revizie, pardon, făcut de Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției în februarie 2009. Concret este vorba de o hotărâre de judecată ilegală prin care Moldova Gaz a fost obligată să livreze gaz pe datorie întreprinderii Crystal Flor, controlată la acel moment de Vecislav Platon. Și această întreprindere nu s-a achitat cu Moldova Gaz. A prejudiciat întreprinderea cu 57 de milioane de lei. Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, actualul CNA, cunoaște de lucrul ăsta încă din 2009. Mai mult ca atât, ofițerii CNA atunci au reușit să depisteze, să urmărească parcursul banilor la mai mult de jumătate din suma asta fraudată. Și scopul este să atragem la răspundere persoanele implicate, inclusiv principalul beneficiar Vecislav Platon, și să recuperăm acești bani. Pentru că din banii ăștia trebuie achitată datoria la gază. Deci 57 de milioane de lei, la acel moment, în 2009, erau cam vreo 5 milioane de dolari. Următorul caz este cazul Belvelcom. Este o hotărâre a ANRE din 2011, prin care această întreprindere primea gaz necontorizat și făcea din el energie electrică sau îl revindea la clienți. Ceea ce a reușit să constate ANRE este că a fost consumat gaz nefacturat, necontorizat, în valoare de 34 de milioane de lei. Noi considerăm că asta este legat de faptul că în tarif erau incluse pierderi de gaz a rețelei de distribuție mult mai mari decât pierderile efective. Deci tariful era umflat prin faptul că se raportau, se includeau în tarif pierderi mult mai mari și diferența asta, ce se includea în tarif și cât real se pierdea gaz, era scoasă prin diferite metode. Deci, dacă să vorbim mai la concret, la consumul nostru de 1 miliard de metri cubi, în tarif erau incluse până în 2010 circa 64 de milioane de metri cubi de gaz. Efectiv, pierderile erau în jur de 17-20 de milioane de metri cubi. Deci se primește că peste 40 de milioane de metri cubi noi le achitam prin tarif, dar ele efectiv nu erau, nu se pierdeau. Asta era gaz care pur și simplu se fura și se revindea sau prin diferite scheme era transformată în bani. E ca una din aceste scheme este cazul Belvelcom. Mai mult ca atât, ANRE încă în 2011 a trimis materiale la procuratură. Și cazul, nu știu ce, bate pasul pe loc. Inclusiv domnul Șoitu a fost chemat câteva ori la audieri și dosarul nu se mișcă. Următorul caz de rezonanță, dosarul Moldova Transgaz. Vorbim aici de anul 2012. Au fost emise 4 hotărâri ale ANRE, prin care s-a constatat că întreprinderea Moldova Transgaz procura contoare, țevi, materiale, nu direct de la producători, dar prin intermediari, firme offshore, în special din Cipru. Și prețurile erau majorate de 4-5 ori. ANRE, în 2012, a constatat că prejudiciul adus total sau cheltuielile nejustificate au fost de 243 de milioane de lei. Mai mult ca atât,
la două săptămâni după ce Andrei a emis prima hotărâre, prima hotărâre a fost la sfârșit din martie 2012, la început de aprilie a fost un atentat la viața lui Nicolae Răileanu, fost director Andrei. Deci cineva a încercat să-l asasineze. I-a fost pus o grenadă mașină. La fel, dosarul ăsta tot trebuie investigat, pentru că ele sunt legate una de alta. Următorul episod ține de cazul privind asigurarea patrimoniului. Deci Moldovagaz cheltuia cel puțin începând cu 2015. Avem așa numitul raport de audit a calculurilor care era făcut în 2015. În el se menționează că Moldovagaz anual cheltuia 90,5 milioane lei pentru asigurarea patrimoniului. Nici o companie din Moldova de asigurări. Nici o companie de asigurări din Moldova nu își poate asuma riscuri. Deci vorbim de fapt că Moldovagaz achita 90 de milioane de lei pentru asigurare, dar riscul asigurat era de aproape 3 miliarde de lei. Nici o companie din Moldova nu poate plăti așa despăgubiri, ei trebuiau să facă reasigurare. Și majoritatea banilor se transfere la reasigurator. Lucrul ăsta pur și simplu nu se făcea și banii erau furați. Mai mult ca atât, există reglementări ce țin de rapoartele care trebuie să le prezinte companiile de asigurări și noi considerăm că avea loc falsificarea rapoartelor financiare pe care compania de asigurări le transmitea la CNPF, Comisia Națională a Pieței Financiare. Și aici trebuie să vedem cine din CNPF primea aceste rapoarte și de ce ei nu au depistat nimic și nu au întreprins nimic. Deci e vorba și de falsă în acte. Următorul caz ține de construcția oficiului SA Moldovagaz. Pentru cine nu cunoaște, pe strada Pușkin, puțin mai sus de Albișoara, este nou oficiu Moldovagaz în care s-au investit aproximativ 500 de milioane de lei. Trebuie să vedem cât a fost majorat devizul de cheltuieli, cine a beneficiat din acești bani și să-i atragem la răspundere pe cei care se fac vinovați. Un alt caz ține de contractarea așa numitor servicii juridici. Cunoaștem cazul cu o persoană așa destul de extravagant, Valerian Mânzat, care nu are nimic cu juridica, dar Moldova Gaz i-a chitat lui bani pentru servicii juridici. Și vrem să vedem, poate mai sunt cazuri similare, pentru că am mai depistat o companie. Deci trebuie să vedem care era necesitatea acestor servicii, câți bani au fost achitați, cine a beneficiat și ce lucruri ei au făcut. Poate era argumentat, dar noi considerăm că în multe cazuri nu era argumentat acest lucru. Și la fel sunt și alte cazuri privind, să spunem așa mai diplomat, managementul defectuos al întreprinderii Moldova Gaz. Vorbim în special de managementul anterior, dar nu excludem că la moment tot au loc careva scheme, poate și la subdiviziuni, deci lucrul ăsta urmează să-l constatăm și să-l investigăm. A doilea element ține de identificarea și sancționarea procurorilor, ofițerilor de urmărire penală, precum și decidenților politici, care au încercat să închidă dosarele penale pe fraudele de la Moldova Gaz sau, în genere, să nu deschidă urmărire penală. Da? Pentru că sunt materiale expediate de Andrei în 2011, în 2012 și dosarele bat pasul pe loc sau, mai mult ca atât, au fost clasate. De ce asta este important? Pentru că asta, dacă doriți, este un fel de vetting sau pre-vetting la procurori și la ofițeri CNA să vedem cine concret a blocat investigațiile. Oamenii ăștia nu au ce căuta în sistem, ei sunt parte, ei sunt complici în mușamalizarea dosarelor și noi vrem să vedem cine sunt acești oameni. Numele, familia, funcțiile, care dintre înșiși încă sunt în sistem, care au plecat. Și aici am să fac o remarcă. Noi înțelegem că procurorii și ofițerii CNA nu acționau de capul lor. Probabil aveau indicații. Și atunci, îndemnul nostru pentru ei este să iau un pic și o foaie, să înceapă a scrie, autodenunță, cine i-a influențat, când, sub ce formă, dacă ei vor să facă pușcărie pentru cei care au beneficiat de acești bani. E dreptul lor, nu le interzicem. Dar eu cred că este mai rațional că ei să povestească și să atragem la răspunderii adevărații beneficiari. A treilea element important, tot legat de investigații, este stabilirea unui mecanism de protecție a martorilor și acumularea probelor ca să putem porni investigații.
Sunt două modalități cum putem investiga fraudele de la Moldova Gas și alte fraude în general. Unul este să încercăm de sine stătător, să căutăm probe, să înțelegem cum avea loc schema, cine era organizatorul, beneficiarul. Asta este un proces lung, noi vrem să miște lucrurile mai repede. A doua metodă este să găsim oamenii care au făcut parte din această schemă la diferite nivele, executori, nu știu, organizatori, participanți, și ei să aducă probele ca să putem să ne mișcăm mai repede cu investigarea și să ajungem la beneficiari, la peștii cei mai mari, cum se mai exprimă uneori în popor. Și scopul nostru în cazul dat este să găsim procurori onești cu care să putem lucra, pentru că probe avem și noi o mulțime, dar nu ai cui să le prezinți. Și eu sunt sigur că vor apărea încă multe informații de care noi încă nici nu cunoaștem. Deja ne întâlnim cu foști actuali angajați de la Moldova Gaz și eu îndemn pe oamenii care au mai rămas onești în sistem să acumuleze probe și să le prezinte nou. Următorul, a patrulea punct, ține de faptul că noi vom contribui la apărarea intereselor Republicii Moldova în problema reglementării datoriei la gaz a malului drept. Cunoașteți că este la moment, la etapa finală, s-a fost finalizat auditul internațional al datoriei la gaz. Mai mult ca precis, Gazprom va fi contra rezultatelor acestui audit. Și atunci, următoarea etapă este să ne apărăm drepturile noastre în instanțele de judecat. Și acolo va trebui să venim cu probe. Și aici este un moment extrem de important. Atâta timp cât statul Republica Moldova nu va condamna persoanele responsabile de fraudarea întreprinderii Moldova Gaz, noi vom avea probleme cu faptul ca să scăpăm de datoria la gaz. Deci trebuie să ne facem tema pentru acasă. Organele de anchetă și instanțele de judecată trebuie să-și facă treaba. Noi trebuie să investigăm care au fost fraudele de la Moldova Gaz, cum acestea au contribuit la majorarea datoriei la gaz și persoanele cele trebuie condamnate. Altfel, noi nu o să putem invoca la Gazprom că, iată, din cauza fraudelor a fost majorată datoria. Pentru că o să fie simplă întrebarea. Dar voi ați investigat? Dar voi ați condamnat persoanele responsabile? Nu? Dar atunci despre ce discutăm? Și a cincea componentă, a cincea prioritate din mandatul nostru, este elaborarea propunerilor cu privire la gazoductele aflate la deservire tehnică. Explic ce înseamnă asta. La moment, circa 2/3 din gazoductele de distribuție din Republica Moldova, repet, 2/3, aproape 15.000 de kilometri, nu se află în proprietatea Moldova Gaz. Acestea au fost construite din banii alocați din buget, din banii alocați de la primării, au fost colectați bani de la oameni, și din acești bani s-au construit gazoducte. Prin sate, prin raioane, interraionale. Aceste gazoducte nu sunt proprietatea Moldova Gaz, ele au diversi proprietari, fie primăriile, fie asociații de consumatori, dar la moment Moldova Gaz se folosește de aceste rețele. Toată povestea asta s-a început în anul 2001, când a fost aprobat de Guvernul Comunist Programul Național de Gazificare. În 2004, când au fost date în exploatare primele gazoducte, s-a trezit guvernul comunist că, de fapt, nu poți folosi, nu poți da gaz prin aceste rețele, pentru că ele trebuie să aparțină unui titular de licență, adică proprietarul trebuie să aibă licență de distribuție. Și atunci s-a găsit o soluție așa mai interesantă, că toți proprietarii erau obligați, prin hotărâri de guvern numărul 683 din 2004, să transmit aceste rețele la filialele Moldova Gaz în deservire tehnică. Și iată, la moment avem aproape 15.000 de kilometri de rețele care sunt la deservire tehnică, dar ele nu aparțin Moldova Gazului. Acest patrimoniu, întâi de toate, trebuie inventariat, să știm exact ce avem, care rețele, când au fost construite, care e diametru, care e lungimea, când au fost date în exploatare. Deci, una, inventarierea, doi, este evaluarea patrimoniului la prețuri de piață curente. Și aici, când vorbim de evaluare,
ele trebuie evaluate ca un complex patrimonial unic. Ce avem noi în vedere? Dacă s-a investit, s-a construit un gazoduct care are aceeași lungime, într-un sat unde sunt 1000 de consumatori și în alt sat unde sunt 200 de consumatori, evident că prețul lui, valoarea lui de piață este diferit. Pentru că dacă sunt mai puțini consumatori, el și venit mai puțin o să aducă. Și după ce facem noi inventarierea și evaluarea, trebuie să elaborăm un mecanism cum noi despăgubim proprietarii, inclusiv consumatorii, care au contribuit financiar la construcția gazoductelor respective. Aici vreau să-i ofer cuvânt domnului Șoitu, care în 2008 a efectuat un studiu, o cercetare pe o localitate concretă, cum a avut loc construcția acestor gazoducte, cât au contribuit consumatorii, pentru că sunt elemente interesante. Într-un sat oamenii au dat o sumă, în altă localitate au dat mult mai mult. Domnul Șoitu, dacă puteți să-mi dați detalii din studiul care l-ați făcut în 2008 cu privire la gazoductele astea aflate în deservire tehnică. Vreau să completez ceva, și după aceea revin la problematică. Da, prindeți microfonul, butonul verde. Este. Bună ziua! Stimați invitați, problema construcției societății pe acțiuni Moldova Gaz a apărut încă în perioada anilor 2008-2007, sau mai corect spus, chiar în anul 1999-2000, când Parlamentul Republicii Moldova a luat decizie, ținând cont de faptul că toate contoarele de intrare ieșire a gazelor pe teritoriul Republicii Moldova se aflau în afara hotarelor Republicii Moldova, adică nu erau controlate de autoritățile Republicii Moldova. În acest context, eu am fost, din partea Curții de Conturi, desemnat ca șef de echipă de control la Moldova Gaz. În anul 2001, când la putere a venit Voronin, se bucura de toate rezultatele auditului efectuat la Moldova Gaz. Atunci nu era audit, și numea control financiar la Moldova Gaz. A depistat o sumedenie de probleme, ca la un moment dat, prin înțelegerea lui Voronin cu veacherea de la Gazprom, vreau că a fost sistat controlul la data de 15 martie 2001. Problema sistării acestui control mie mi este foarte cunoscut. Eu de multe ori m-am exprimat prin diferite modalități, fie că am fost invitat la televiziuni, fie că am elaborat studii în acest sens, iar că, de exemplu, studiul respectiv cu contribuția IDIS viitorul, vreau să zic că dumneavoastră sunteți mai tineri, nu țineți minte, a fost efectuat în anul 2007. Cu referire la gazoductele magistrale, doar că era vorba de GasNab Transit. Formarea Moldova Gaz. Și formarea Moldova Gaz. Și după aceea, GasNab Transit, în 1998, a participat ca cofondator a societății pe acțiuni Moldova Gaz. Motivația care, că dacă să încep să desfășor toate evenimentele, nici până în seara nu ne ajunge timp, de ce eu o să trec repede din cauza că noi pe parcurs ne propunem ca să facem conferințe de presă cât mai des, la diferite etape, pentru a informa publicul, pentru a informa pe dumneavoastră și pentru a informa autoritățile ce se întâmplă pe anumite domenii, la anumite perioade a istoricului S.A. Moldova Gaz, începând cu anul, toată lumea vorbește de anul 1995, de fapt, capitalul a fost evaluat în 1994, la situația din 3 octombrie 1994, introdus în capitalul social. Prioritatea fondării GasNab Transitul la etapa 1 octombrie sau conform unui acord între persoane nedelegate de Guvernul Republicii Moldova, semnate cu Gazpromul, de constituirea unei societăți GasNab Transit în interesul Federației Ruse de a tranzita gaz pe teritoriul Republicii Moldova. Eu deși pun accentul de a tranzita, asta era interesul major a Federației Ruse, cu costuri minime. Depistăm
că la data de 1 octombrie 1994, iată, avem document, actul de evaluare a patrimoniului inclus în capitalul social a Gaznav Tranzitului. Valoarea acestuia, din partea malului drept, era 353 de milioane. Doar că, dacă vorbim de tranzit, toate gazoductele care merg pe sudul Republicii Moldova, este vorba de Ședecrei, este vorba de Ati, Ananev, Tiraspol, Izmail și Răzvelina, Izmail. Sunt trei gazoducte care au o anumită lungime a acestor gazoducte pe malul drept. Deci, motivația care ne-a făcut să intervenim, sunt mai multe motivații, dar principala motivație după mine este că în raportul de audit a Curții de Conturi, efectuat recent la solicitarea Parlamentului, și raportul internațional privind formarea datoriilor sau și așa mai departe, vreau să zic că nu se regăsesc aceste probleme, dar ele influențează direct la reducerea datoriilor. Dacă noi vorbim de datorii, trebuie să vorbim în acest sens cap-coadă. Lucrurile este vreau că au fost ignorate, mai mult ca atât, Curtea de Conturi nici măcar nu s-a muncit să ridice hotărârea 305 din 12 mai 95 să spui două cuvinte. Că actuala hotărârea guvernului nu este publicată în monitorul oficial. Nepublicarea în monitorul oficial face nulă existența acțiunilor hotărâri respective. Toată lumea cunoaște chestia asta. Orice document normativ pe teritoriul Republicii Moldova, conform legii cu publicarea în monitorul oficial, este nul. Cu toate acestea, Gaznav Tranzitul 98 participă la fondarea societății pe acțiuni Moldova Gaz. Deci, o societate nulă din punct de vedere normativ participă la fondarea unei societăți, hotărârea 1068 din 21 octombrie 98 a fost publicată în monitorul oficial, doar că parte a activelor incluse în Moldova Gaz sunt niște activi instituite sau fondate sau construite ilegal. Mai mult ca atât, iarăși Curtea de Conturi actualmente, vorbesc de raportul de audit efectuat la solicitarea Parlamentului, nu s-a muncit măcar să ridice hotărârea 1068 și pun întrebarea, conform căror norme, în punctul 5 a hotărârii Guvernului, valoarea patrimoniului Gazpromului sau capitalului Gazpromului se majorează cu 33 de milioane de dolari. Asta este o acțiune, din cauza că Gazpromul nu este proprietarea gazoductelor evaluate la anumite perioade. Gazpromul este deținător de acțiuni. Punct. Acțiunile nu au fost evaluate. Sunt niște acțiuni nominale care Gazpromul a participat cu o valoare X la momentul anului 98. Da. Ce despre ce povestește domnul Șoitu sunt încălcările care au avut loc la fondarea Moldova Gaz, la fondarea predecesorului Moldova Gaz, Gaznav Tranzit. Eu cred că noi o să revenim la aceste subiecte după ce o să luăm cunoștință cu rezultatele auditului internațional a datoriei, pentru că, după cum am spus, cu siguranță Gazprom nu va fi de acord cu rezultatele auditului. Deja putem spune că avem șanse foarte mari să scăpăm de câteva sute de milioane de dolari din datorie aceea. Și acest efort, aceste rezultate se datorează în mare parte, prima, faptului că domnul Șoitu, încă în anul 2000-2001, fiind la Curtea de Conturi, membru sau conducătorul echipei de audit care a pornit primele verificări la Moldova Gaz, și atunci guvernul comunist a încercat să închidă gura, i s-au deschis dosare penale, a fost dat afară de la lucru. Eu, de pildă, dacă mă ocup de problemele de la Moldova Gaz de vreo
7 ani, cred că, domnul Șoicu se ocupă de lucrul ăsta mai mult de 20 de ani. Și datorită faptului că domnul Șoicu a reușit să acumuleze materiale, noi am avut posibilitatea să scoatem la iveală aceste scheme. Am făcut mai multe cercetări sau studii. Cele mai relevante pe subiectul de azi sunt studiul din 2019, el se numește Moldova Gaz, 20 de ani de fraude. Îl găsiți pe internet, pe site-ul Watchdog. Aici se descriu fraudele de la Moldova Gaz și cum ele au contribuit la creșterea datoriei. A doilea studiu relevant la subiectul de azi este Moldova versus Gazprom, cine de fapt are datorii. Aici la fel sunt descrise încălcările despre care a spus domnul Șoicu. Și anume din acest motiv, eu am decis că vreau să ne ocupăm de problematica, de problemele de la Moldova Gaz, în comun cu domnul Șoicu. Pentru că mai bine ca noi, nu știu dacă cunoaște cineva problemele cele. Și în baza studiilor pe care le-am făcut noi, cercetărilor astea, a fost elaborat și caietul de sarcini pentru audit. Deci când auditul se face, el trebuie să conducă de ce au ei de făcut. Iată, noi am participat la elaborarea acestui caiet de sarcini și trebuie să ducem lucrul până la capăt. Scopul este să scăpăm în genere de datoria la gaz, să economisim Republicii Moldova peste 700 de milioane de dolari. Ăsta e scopul. Iarăși, probleme sunt destul de multe și nu putem să le acoperim pe toate deodată. De aceea, noi trebuie să prioritizăm problemele. Care sunt mai importante? Întâi începem cu ele. Care sunt mai puțin importante, le lăsăm pentru etapa următoare. Deoarece rezultatele muncii noastre au ca obiectiv să scăpăm de datorie la gaz și asta implică efortul la mai multe instituții, în special la organele de anchetă și justiție, noi ne vom adresa Parlamentului cu scopul să inițiem o comisie de anchetă și pe platforma parlamentară să invităm reprezentanții organelor de anchetă și să putem împreună conduce investigația, acumula probe, dar și unde este necesar să punem presiune publică. Sunt sigur că vor fi create bariere, vor încerca să ne pună nouă piedici, obstacole, nicio problemă, suntem gata și vom spune lucrurilor pe nume. Deci e periodic, vom face conferințe de presă și vă vom ține la curent și vă vom ruga atunci când este necesar, dacă vom vedea că sunt puse obstacole, să ne ajutați să informăm oamenii. Ca oamenii să știe cine concret blochează investigația, blochează ancheta și nu vrea să afle adevărul și protejează infractorii. Un aspect la care vreau să mă opresc la fel este salariul. Eu, la moment, nu știu care este salariul. Trebuie să ne întâlnim cu directorul de la Moldova Gaz, văd concret care este el, cum se calculează. Am auzit că se vehiculează în presă că e 140.000, că e 90.000. Asta e brut, asta e net sau curat la mână. Lucrul ăsta trebuie, în primul rând, să-l clarificăm, știm clar care este remunerarea. Și o să venim cu propuneri de reducere a salariului, pentru că el, totuși, trebuie să corespundă cu volumul de lucru și cu responsabilitățile. Și trebuie să vedem asta în comparație cu alte întreprinderi din sector. Iarăși, nu facem populism. Orice lucru are un cost. Eu, de pildă, am fost membru la Consiliul Termoelectrica și CET Nord prin 2019 și prima jumătate anului 2020. Acolo salariul era 4.420 de lei pe lună. Nu cred că se poți atrage specialiști calificați cu așa salariu. Chiar și lucrători simple. De aceea vom formula propuneri cum de redus acest salariu. Problema este că decizia trebuie să o iei acționare. Și acționarul principal este Gazprom, ei de obicei nu sunt de acord cu acest lucru, dar o să identificăm noi soluții cum să îi convingem ca ei să voteze pentru micșorarea salariului. Întâi de toate trebuie să clarificăm cât e el și să dăm propuneri care ar trebui să fie salariul decent sau motivat pentru asemenea funcții. Eu văd asta, salariul ar trebui să fie din probabil trei componente. Partea fixă, adică un salariu minim lunar, partea variabilă în funcție de volumul de lucru pe care îl ai, zile lucrate, ore de muncă, și trei, partea de, cum este în terminologie internațională, success fee, sau bonusul pentru realizarea, pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus.
Dar, iarăși, la asta o să revenim suplimentar când vom formula propuneri, vom analiza piața, vedem ce se face în, de pildă, în țările vecine, România, Ucraina, trebuie să ai o argumentare. Chiar dacă o să prezentăm la adunarea acționarilor propuneri, noi trebuie să le argumentăm. Astea au fost elementele principale. Eu propun să trecem la runda întrebări-răspunsuri. Dacă sunt... Avem microfoane în sală și vă rog, când adresați întrebarea, includeți microfonul ca să ne audă și telespectatorii. Este un buton pe care l-a apăsat și ele se pornesc. Reprezentanții Gazprom cu siguranță nu iau decizii de sine stătător. Toate deciziile în ceea ce se sau deciziile politice se iau la administrația de la Kremlin, Gazprom doar le vociferează. Nu ne așteptăm la nimic bun, dar iarăși, dacă ei vor fi împotrivă la anumite propuneri, noi vom spune acest lucru public. Lumea să cunoască cine obstrucționează activitatea Moldova Gaz, cine blochează lucrurile. Nici o problemă. Vor să voteze împotrivă? N-au decât, dar să știi, să fie conștienți că lumea va cunoaște de lucrul ăsta. Aici probabil putem să ne referim și la perspectivele Moldova Gaz, pentru că am din discuții cu prietenii, cu cunoscuții, cu, pur și simplu cu oameni care mă opresc pe stradă. Am auzit opinii, dar hai să lichidăm Moldova Gaz, dar ce o să fie pe viitor? Ok, noi putem să o lichidăm astăzi. Dar noi trebuie să avem gaz acasă ca să ne putem încălzi, să putem face mâncare. Deci vorba că trebuie să existe sub o formă sau alta o entitate, o companie care să aibă personal să deservească rețelele și noi să avem gaz. Deci ea trebuie reorganizată cu siguranță. O mare, mare problemă ține de faptul că dacă noi lichidăm întreprinderea, va trebui să reziliem contractul cu Gazprom și asta înseamnă că centrala de la Cuciurgan, așa numită, sau centrala termoelectrică moldovenească, nu va mai primi gaz pe geaba. Și asta înseamnă că ori va trebui să cumpărăm gaz la preț de piață și atunci prețul la energie electrică o să crească, de vreo 2-3 ori, cred că. Sau dacă nu facem lucrul ăsta, riscăm să rămânem fără energie, să avem deconectări în evantaie. Deci, la moment, astăzi, lucrul ăsta nu este posibil. Prioritatea aici este construcția linii Chișinău-Vulcănești-Isaccea, ca noi să putem lua energie electrică din România. Deci, lichidarea Moldova Gaz astăzi este imposibilă, pentru că riscăm ori să crească tariful la energie de vreo 2-3 ori, ori, în genere, să rămânem fără energie. Nu mai zic de faptul că în regiunea transnistreană va fi o criză umanitară. Dar lucrul ăsta, cu siguranță, va fi posibil în câțiva. Și noi spre asta trebuie să ne mișcăm. Deci, indiferent ce își dorește Gazpromul, noi în câțiva ani va trebui să oprim această finanțare a regimului neconstituțional din stânga Nistrului, inclusiv să ajungem la reziliere relațiilor cu Gazprom. Mai ales, că la moment, datorită armatei ucrainene, noi putem să ne simțim în siguranță și înseamnă că orice cumpărare a gazelor de la Gazprom, indirect, înseamnă finanțarea armatei adverse. Noi nu dorim acest lucru. Dimpotrivă, noi vrem să fim alături de toată lumea civilizată care astăzi susține Ucraina. Asta e unul la mână și doi. Dacă vă aduceți aminte, acum câțiva ani, compania Naftogaz Ucraina a câștigat un arbitraj împotriva Gazpromului, aproape 3 miliarde de dolari. Și cu decizia de arbitraj, ei au început să pună sechestru pe proprietățile Gazpromului în afara Rusiei. Inclusiv și în Republica Moldova. Deci, venise Naftogaz să pună sechestru pe acțiunile Gazpromului în Moldova Gaz. La moment, sunt înaintate pretenții față de Gazprom de peste 20 de miliarde de euro. Și anul trecut, Gazpromul a oprit livrarea gazelor la majoritatea țărilor din Uniunea Europeană
Și furnizorii din UE au acționat Gazprom în arbitraj. Și eu presupun că în scurt timp, bun, poate nu scurt, în perspectivă medie de câțiva ani, acești furnizori europeni vor câștiga arbitrajul și vor merge să pună sechestru pe patrimoniul Gazpromului, inclusiv și în Republica Moldova. Și probabil, în perspectivă medie, noi vom scăpa de Gazprom în acționariatul Moldova-Gaz și vom avea acționari noi. Dar asta iarăși este de perspectivă, nu vorbim că asta o să fie mâine sau poimine. Mandatul meu, potrivit, m-am uitat prin statutul Moldova-Gaz, mandatul meu este pe maxim un an de zile, eu pot fi reales, dar asta nu este o certitudine. Deci trebuie să ne concentrăm pe ceea ce putem face noi. Repet, prioritatea pentru noi este colaborarea cu organele de închetă, vrem să identificăm, să găsim procurori onești, cinstiți, profesioniști și împreună cu ei, bazându-ne pe materialele și cunoștințele noastre, să putem avansa cu ancheta. Asta este prioritatea noastră. Și având în vedere că oamenii din sistem, oamenii din ramura gazelor naturale, ne cunosc, văd rezultatul lucrurilor nostru, eu sper foarte mult că vor veni la noi și vor aduce probe suplimentare, inclusiv pe schemele care au loc la moment. Eu sunt absolut sigur că noi vom afla încă multe lucruri interesante la ceea ce se întâmplă la Moldova Gaz, la filialele sale și trebuie odată și odată de făcut ordine. Este întâmplat, ele au propus că trebuie două vopros să se dezvolte. Primul vopros, do vașeva назначения с момента создания Moldova Gaz, а всегда были представители Государства Республики Молдова, которые, я не знаю, с удовольствием или без, но голосовали за все финансовые отчеты, за все годовые отчеты, и признавали и долги, и строительство нового здания, и все остальное. По крайней мере, другой информации публично мы не получаем. НРЭ было против, а представители государства, назначенные правительством, не выступали с такими заявлениями. Означает ли это то, что вы сейчас говорите, что к этим людям тоже будут вопросы, почему они это делали, на каком основании и так далее? И государство, Республика Молдова, разрешало им тратить деньги на здание или нет? И второй вопрос у меня. Ваше заявление относительно будущей работы с правоохранительными органами звучат очень оптимистично. Насколько мне известно, по другим вопросам и по другим делам, которые также вы обращались к правоохранительным органам, вам приходилось судиться с прокуратурой, чтобы заставить их что-то делать. Откуда у вас сегодня появился оптимизм? Считаете ли вы, что ваш мандат Молдова Газ должен заставить прокуратуру, НЦБК, антикоррупционную прокуратуру, СИБ и все, что там у нас еще имеется в наличии, заставить работать с большей отдачей на государство Республики Молдова? Спасибо. Да, мерси пентру антребер. Prima întrebare referitor la faptul că reprezentanții statului în Consiliul Moldova-Gaz au votat pentru rezultatele financiare, pornim de la faptul în comentar că planul de investiții pe care îl are Moldova-Gaz, el se aprobă de Consiliul de Observatori și se prezintă ANRE-ul la fel pentru aprobare. Cu siguranță vor apărea întrebări față de membrii Consiliului, membrii anteriori ai Consiliului. În mod normal, dacă nu ești sigur de rezultatele financiare ale întreprinderii, nu ești sigur 100%, cel puțin trebuie să pui un disclaimer, o notă, că dacă se constată că au fost încălcări, ele trebuie să reflecte în rezultatele financiare. Nu știu în ce măsură membrii Consiliului, membrii anteriori ai Consiliului, au intrat în esența planului de investiții, dacă au verificat prețurile, devizurile înainte ca să ia decizii. Lucrul ăsta, eu cred că organele de închetă trebuie să clarifice cu situația asta, pentru că, într-adevăr, este o problemă. Dacă ei au votat pentru și au avut loc încălcări, înseamnă că avem o problemă. Mai degrabă ei au o problemă. În ceea ce ține de relațiile cu procuratura, da, într-adevăr, spre regret, în două interacțiuni cu procuratura, una este cazul ex-președintelui Igor Dodon și cazul Energocom, unde noi am depus la fel cu domnul Șoitu și alți doi colegi. Plângere în 2017, în 2021 m-am judecat cu procuratura, până la urmă dosarul penal a fost deschis, el deja se află în judecat. Noi am fost și am depus chiar și mărturii câteva luni în urmă.
A doilea caz este Hotelul Național. Noi, la sfârșit de lună, avem judecată, contestăm în instanță ordonanța Procuratorii Anticorupție, procurorul Vasile Plevan și doamna Drăgălin. Eu, în cazul dat, ceea ce ține de fraudele la Moldova Gas, sunt mai optimist. Și vă spun de ce. Nu degeaba, în punctul 1, am descris cazurile și am dat sumele. 57 de milioane de lei Platon, 34 de milioane de lei Belvilcom, 243 de milioane de lei acele hotărâri Andrie și tentativa de asasinare al domnului Răileanu. Da? Când le strici scheme de așa sume, evident că sunt consecințe. Eu sunt optimist pentru că noi vom spune public persoanele care acoperă aceste fraude. Și din cauza asta are de plătit cetățeanul. Dacă procurorii și judecătorii vor încerca să mușamalezeze dosarul, eu vă spun foarte simplu. Milioanele acestea care au fost furate și ei refuză să le investigeze, asta o să fie cadou de la procuror sau de la judecător pentru cetățeni. Și eu vreau să văd cum acel judecător sau ofițer CNA sau procuror o să iasă în stradă și o să zică bună ziua la oameni. Și la rude inclusiv. Deci, vom spune public persoanele care au încercat să mușamalezeze cazurile. Și de asta ne vom adresa Parlamentului, pentru că asta ține de datoria la gaz, asta ține de sute de milioane de dolari, ține de interesele Republicii Moldova și trebuie să ne adresăm la cea mai înaltă instituție din stat, la Parlament. Deci, doar cu presiune publică noi vom reuși să mișcăm lucrurile înainte. Domnul Șoitu, eu aș vrea să adaug la ceea ce a spus domnul Tofilat. Eu aș vă duc doar un exemplu referitor la datorii, ca să fie foarte clar, și cum au fost intimidați consumatorii Republicii Moldova, indiferent că e persoană fizică, juridică sau de care ordine ar fi. Sau chiar este bugetul public național. Aici vorbim doar de niște lucruri atât de elementare pe înțelesul tuturor, că nu trebuie să fii nici economist, nici finanțist, nici în procesul tehnologic a Moldovei Gaz ca specialist și mai departe. În anul 99-2000, Guvernul Republicii Moldova, luând în considerație că s-a format o datorie enormă în raport cu Gazpromul, emite cambii. Într-un caz 90 de milioane de dolari, în alt caz 130 de milioane de dolari. Cambiile acestea au fost puse în rezervă în banc orașul Moscova, întreținerea cărora anuală era de 8% la valoarea cambiilor depuse. Atunci s-au găsit la noi niște oameni ordinari șmecheri răscumpărarea acestor cambii. Ce presupunea emiterea, răscumpărarea acestor cambii? El presupunea strângerea datoriei malului drept în valoare, dacă luam ambele hotărâri a guvernului, în valoare de 220 de milioane de dolari. Cele de 90 de milioane, eu am uia, îmi vine greu să răspund, am undeva documente, au fost răscumpărate dintr-un credit X, nu știu de unde, altul a fost dintr-un credit de 33 de milioane de la BERD, acele de 130 de milioane răscumpărate de la rezervă, banc, orașul Moscova. Răscumpărarea acestor presupunea strângerea datoriei malului drept, încă o dată mă repet, dar în hotărârea de emitere a cambiilor, sporbet, Gazpromul foarte șmecher a acționat. Să presupunea că cambiile respective casează o datorie a anului, de exemplu, 97. La momentul răscumpărării și depunerii cambiilor în rezervnii banc, malul drept pentru anul 97 nu mai avea datorii. Era o datorie cumulată cu Tiraspol Transgazul și atunci când s-a strâns datoria asta, automat s-a strâns 220 de milioane, minus 9 milioane doar a malului drept, 220 de milioane a datoriei Tiraspol Transgaz față de Gazprom. Mai grav, în situația asta este, cineva
fie el din guvern, de la Ministerul de Finanțe, care au împrumutat banii de la BRD, este vorba de 33 de milioane de dolari, banii ăștia trebuie restituiți la BRD. Cum se restituie? De unde se iei? Din buget nu se poate, Parlamentul votează, de cor nu se poate. Au inventat includerea în tarif pentru fiecare de mii de metri consumat de consumatorul malului drept, 4 dolari. Perioada de recuperare a așa numitor credit de 32 de milioane a durat mai mult de 15-16 ani. Consumați au fost peste 25 de miliarde de metri cub de gaz, ceea ce constituie la 4 dolari în perioada asta, mai mult de 100 de milioane. Deci creditul luat de la BRD, care a strâns datoria Transnistriei, a fost recuperată de consumatorul malului drept și a intimidat consumatorul, nu 32 de milioane cât a fost creditul, dar de 3 ori mai mult. Au fost scoase din consumator prin intermediul tarifului, răzică aproape 100 de milioane de dolari. Am o spune întrebarea, dar ce treabă are consumatorul cu datoria formată la anul 2000? Vorbesc de ăștia 200 de milioane și ceva. Dar n-are nicio treabă, din cauza că orice consumator a achitat. Asta este datoria statului pentru instituțiile bugetare care nu și-au onorat obligațiunile față de Moldova Gaz. Și atunci îți pune întrebarea, ce treabă are un consumator a doilea, a treilea și toată Republica să achite ăștia 4 dolari? Deci, acolo atâtea scheme există la Moldova Gaz, încât nu vă închipuiți. Noi am doar așa fugitiv ne referim la câteva perle, ca să nu spun altfel, dar ele sunt cu nimiluita. Câte doriți și unde vreți, unde nu ai da, n-ai pășit pragul la o chestie sau la alta, numai decât găsești fraudă, indiferent de valoarea ei. E poate să fie așa de micuță, e poate să fie așa de mare, sau mult mai mare decât ne închipuim noi. Și am mai repetat și mai spun încă o dată și aici termin. Furtul miliardului din sistemul bancar e o pticică, cum zic rușii, o păsărică în toate hoțâile care s-au întâmplat în Republica Moldova. Și aici mă refer și la Moldova Gaz, mă refer și la facilitățile fiscale, care constituie aproape de 50% la bugetul public național raportate. Dar nu vreau să ies din râmcile la care ne-am propus referitor la Moldova Gaz. Nu rezolvăm toate problemele astăzi. Da, de astăzi. Exact. Simplu, domnul Șoit folosește un limbaj mult mai tehnic. O să revenim la acest subiect. Ce ține de cambii, de datorie malul drept, malul stâng. Pe scurt, în două cuvinte, ce a spus dumnealui este că în 97 și în 2000, Guvernul Republicii Moldova s-a împrumutat, a emis obligații de stat, cambii, ca să achite o parte din datorie. După actele de verificare, deci când se achită datorie, se semnează între Gazprom și Moldova Gaz acte de verificare. Cât era datoria la începutul sezonului, cât la începutul anului, la sfârșitul anului. Conform actelor de verificare, noi am constatat că din banii Guvernului Republicii Moldova a fost achitată datoria malului stâng. Și asta iarăși temei pentru a reduce din datoria care Gazprom pretinde că astăzi datoria noastră ar fi de vreo 709 milioane de dolari. Noi zicem că nu e chiar așa. Doamna Borocovski, mai aveți o întrebare? Eu cred că sunt la misiune și acolo. Am înțeles. Iarăși, noi am pus doar 5 priorități, care sunt cele mai importante, ele sunt, deci probleme o să fie mult mai multe. Probabil una dintre însele la care vreau să mă axez este și petițiile, plângerile consumatorilor către întreprinderea Moldova Gaz, ca noi să înțelegem ce, în care lucruri nu merg bine, unde se comit abuzuri. Evident că noi fizic nu o să putem soluționa fiecare petiție, plângere în parte. Noi suntem doi și consumatorii sunt aproape de 800.000. Dar ce este important, să înțelegem tipologia problemelor și să intervenim acolo pentru a ajuta concomitent cât mai mulți oameni, cât mai mulți consumatori. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă vom informa când va avea loc următoarea conferință de presă, când vom fi gata cu materialul noi.
Noi deja am pregătit o solicitare de informații către organele de anchetă, Procuratură și CNA. Eu îi rog insistent procurorul și pe ofițerii CNA să se pregătească și să caute răspuns cei cu dosarele care au fost mușabalizate. Neapărat o să revenim la ele, dar asta e pe platformă parlamentară. Eu asta am vrut să mă sugetesc. Eu am convenit deja cu domnul Radu Marian să avem o discuție la acest subiect, dar bun, acum se încep concediile, cred că din septembrie vom reveni la acest subiect. Mersi și o zi bună. Pe curând. O zi bună.